târziu, Constanța va renaște. Ceea ce aleg constanțenii ar putea avea un impact și pentru restul României, pentru restul economiei României. Pentru că la 30 de ani de la Revoluție, cu resursele și potențialul pe care îl are Constanța, acest loc ar fi trebuit să arate altfel astăzi. Constanța nu e doar un oraș care să se compare cu Clujul, cu Timișoara, cu Iașu și așa mai departe. Constanța e unul din cele mai importante porturi la Marea Neagră și îndrăznesc să spun cel mai important port european la Marea Neagră. Și deci Constanța ar trebui să se compare cu astfel de locuri din Europa care au această oportunitate și care au valorificat-o altfel decât a valorificat-o Constanța. Și ăsta e motivul pentru care Alianța USR Plus astăzi este cu adevărat o alternativă. Vreau să dau un mesaj de speranță și un mesaj optimist constanțenilor, cărora le spun să-și scoată din vocabular expresia la Constanța nu se poate. La Constanța se poate. Și încă ce? Pentru că avem cel mai mare potențial din țară și prin poziționare și prin resursele naturale și prin aceste vestigii istorice și bagajul cultural pe care îl avem, putem fi în top, putem fi cel mai frumos oraș din România și cu siguranță al doilea, să spun, după București, să dăm cezarului ce al cezarului, e capitală, dar cu siguranță al doilea din punct de vedere economic. Ăsta este dezideratul nostru și asta este viziunea noastră pentru Constanța. Pe 27 vom avea ocazia să schimbăm, să renaștem nu numai municipiul Constanța, ci fiecare localitate în care candidăm și județul Constanța în ansamblu. A spus mai devreme că este foarte importantă Constanța pentru România. De ce? Pentru că e port la Marea Neagră, e unul din principalele porturi europene din sud-estul Europei la Marea Neagră, pentru că sunt convins în următorii ani transportul maritim și transportul fluvial va câștiga teren în fața transportului rutier sau chiar a transportului aerian, pentru că Europa merge spre o economie verde, miliardele, sutele de miliarde, miile de miliarde care se vor investi în Europa în următorii ani pentru a ieși și din această criză provocată de coronavirus, vor merge spre doi piloni esențiali ai economiei, pilonul verde și pilonul digital. E portul Constanța aici, care dincolo de transportul maritim și fluvial care se va dezvolta, poate să fie o legătură și cu estul lumii, nu doar cu vestul, dar asta presupune o gândire strategică. O gândire strategică, nu sinecuri. Portul nu trebuie să fie sinecur cu bucățelele alea de terenuri care sunt acolo, pe care unii și alții îți construiesc depozite, ci ar trebui să existe o gândire strategică din partea guvernului împreună cu Constanța, pentru ca portul ăsta să dea o perspectivă economiei românești. Considerați că portul ar trebui să fie sub o influență mai mare a orașului Constanța, pentru că în momentul de față portul este doar, să spunem, teritorial în Constanța? Statul are un rol de jucat în administrarea portului și trebuie să o facă cu oameni profesioniști, în primul rând. În al doilea rând, statul trebuie să aibă parteneriat. E de inevitabil să aibă un parteneriat strâns cu autoritățile publice locale și cele județene, pentru că sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute de autoritățile locale în relație de parteneriat cu portul, și portul trebuie să aibă relații parteneriale cu organizații de oameni de afaceri din această regiune și din România, care au nevoie de portul ăsta ca de aer ca să poată să se dezvolte. Ați afirmat de asemenea că în ultimii 20 de ani Constanța a căzut pradă unei clici mafiote. Ce arme are un primar sau un președinte de Consiliu Județean de a lupta cu această mafie? Transparența, în primul rând. Deci, dincolo de competența oamenilor care lucrează în primărie și cu care se consiliază, de competența consilierilor, pentru că, din punctul meu de vedere, consilierii local-municipal nu trebuie să fie o mașină de vot a primarului, care sunt puși pe listă de primar ca să voteze cum zice el, ci trebuie să fie oameni care pun întrebări, oameni care vin cu idei, oameni care își asumă în numele consiliului local, eventual cu mandat din partea primarului, își asumă anumite responsabilități în implementarea anumitor proiecte. Deci competența și calitatea oamenilor cu care lucrez
plus transparența. Care sunt concluziile pe care le trageți după această campanie? Ce ați simțit că trebuie făcut cu prioritate? Poate nu s-a văzut atât de bine în spațiul public, dar noi am avut un contact foarte direct cu mulți constanțeni și până la urmă alegerile trebuie să fie și despre, nu și despre, exclusiv despre problemele oamenilor care trebuie rezolvate. Despre oameni trebuie să fie, nu despre candidați, nu despre conflicte. S-a văzut în spațiu public mai mult latura asta de conflict. Da, a trebuit să ripostăm la unele atacuri incorrecte care au venit și nu stăm cu mâinile în sân. Adică atunci când sunt de spus lucrurile, spunem. Dar, în definitiv, campania și ceea ce fac niște politicieni, toate lucrurile astea trebuie să fie despre oameni, despre reprezentarea lor, despre a vedea problemele lor și a le rezolva. Și am văzut extrem de multe probleme, de multe știam, de altele nu știam, le-a spus oamenii, legate de străzi neasfaltate în anumite zone ale Constanței pe care am mers împreună cu colegii și cu locuitorii de acolo, despre utilități care lipsesc, despre aberațiile astea urbanistice din toată zona, despre lipsa curățeniei. E o problemă foarte mare asta, lipsa curățeniei. Și în final, spre final de campanie, suntem plini de optimism pentru că am văzut din stradă reacțiile oamenilor. Categoric își doresc schimbare. Asta nu se discută. Va fi vorba în aceste alegeri despre cine consideră constanțenii că le-ar reprezenta mai bine interesele, cine se va lupta mai mult pentru ei, cine va sta mai mult printre ei, cine va vorbi mai mult cu ei și cine va putea și ce echipă va putea să schimbe lucrurile în Constanța. Și am văzut o mare afinitate și simpatie pentru mișcarea asta nouă, politică, USR Plus. Asta este schimbarea și ăsta este viitorul și al Constanței, dar veți vedea și în alte orașe mari și ulterior. Oamenii asta simt, vor o schimbare și vechile partide au arătat de ce sunt în stare în ultimii 30 de ani. Ne aflăm cu doar câteva zile înainte de 27, de ziua alegerilor. După toată această campanie, care ar fi principalele concluzii pe care le-ați tras? Campania noi am dus-o ca de fiecare dată pe teren, așa cum s-au obișnuit alergătorii noștri și votanții noștri, am mers pe teren. Tot ceea ce ne-am propus până acum, ne-am propus să facem luându-ne toată energia de la ei și energie și idei și tot ceea ce ar dori ei să se întâmple. Tot ce înseamnă program de guvernare județeană pe care ni l-am construit, ni l-am construit cu ajutorul lor. Și o spun cu cea mai mare responsabilitate. Lucrurile pe care le dorim să le facem sunt lucruri simple, lucruri implementabile, lucruri de care ne lovim cu toții și pe care dorim și putem să le facem. Pentru că avem și energie, avem și oameni cu care să putem realiza lucrurile acestea. Începând de la atragerea fondurilor europene, la păstrarea și aducerea altor locuri de muncă, în general la creșterea calității vieții oamenilor. E de fapt un deziderat pe care ne l-am propus și pe care ne-l dorim de la bun început, atunci când am ales să ne implicăm în politică. Chiar dacă te cuprinde tristețea, nu dispera, Constanța va renaște.